Vreau să vă spun cam cum stăm la capitolul astrologie. Poate și astrele sunt de partea voastră. Începem cu prima zodie, Berbec. Dacă ești născut în această zodie, sunteți stresat în această perioadă, iar unele persoane ar putea profita de această situație pentru a vă face rău. Dar de aceea trebuie să fiți tare atenți cu cine comunicați și cine e alături de voi. Taur, dacă ați avut un conflict cu cineva foarte important, să fiți sinceri și să vă cereți scuze dacă în cazul în care sunteți voi vinovat. Astfel depășiți situația neplăcută și mergeți mai departe. Gemenii trebuie să știe că aveți prea multe gânduri negative în ultima vreme, de aceea ar fi tare bine să vă relaxați, pentru că în curând problemele vor dispărea. Discutați cu partenerul de cuplu care vă susține. Rac, deși nu sunteți foarte priceput în relația de cuplu, partenerul este foarte răbdător, nu vă culcați însă pe ureche, dați dovadă de străduință pentru a menține echilibrul în familie, care este foarte important. Leu, e posibil ca o persoană pe care o admirați să vă dezamăgească, de aceea ar fi tare bine să nu aveți încredere în oameni, mai ales în oamenii pe care nu-i cunoașteți. Fecioară, la serviciu ar putea să insistați asupra unor subiecte care creează conflicte, ar fi tare bine să vă ocupați de viitorul companiei și mai puțin de organizarea dezbaterilor. Balanțele ar trebui să știe că ar fi tare bine să acceptați unele lucruri, că vin de la sine, să vă bucurați de relațiile frumoase pe care le aveți, nu vă gândiți de două ori înainte să faceți o schimbare importantă în viața voastră, să știți că astrele vă încurajează în cazul în care aveți ceva inițiative. Scorpion, nu lăsați mâine ceea ce puteți să faceți astăzi, dacă o să tot amânați unele lucruri pe care le aveți de făcut, la un moment dat o să ajungeți să nu mai știți de unde ați început, unde ați terminat, ce trebuie să faceți. Nu vă complicați existența, pentru că și așa e complicat totul. Săgetător, nu e momentul oportun să faceți investiții de viitor. Sunteți cu gândul în altă parte și de aceea nu o să luați deciziile potrivite, așa că lasă-vă gândiți mâine. Capricorn, la locul de muncă o să aveți parte de tare mult succes, însă trebuie să fiți pregătit pentru că o să lucrați peste program. Aveți grijă și de sănătate. Vărsător, s-ar putea ca un superior să își arate admirația față de efortul pe care l-ați depus în ultima perioadă. Deși sunteți modest, acesta are dreptate, iar efortul vostru va fi răsplătit în curând. Și pești, s-ar putea ca familia să aibă o influență prea mare asupra deciziilor pe care le luați, iar încercarea de a deveni mai independent ar putea crea conflicte. Soluționați totul cu calm, înțelegere și voie bună.